În urmă cu 90 de ani, la 6 mai 1925, în Monitorul Oficial era publicată legea și statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române. Cu două zile înainte, această primă legiuire bisericească din România Mare fusese sancționată și prin decret regal. Astfel, era reglementată în general organizarea Bisericii Ortodoxe Române și relațiile sale cu statul. De asemenea, se lua act de unirea bisericească a tuturor eparhiilor din provinciile românești sub aceeași autoritate a Sfântului Sinod. În ceea ce privește unificarea bisericească, această lege și acest statut stabileau capătul unui traseu de câțiva ani, de peste 6 ani, pentru că erau 4 tradiții legislative total diferite, am putea spune, în diferite provincii românești. Vechiul regat venea cu toate consecințele secularizării, cu sprijinul statului la salarizare ca urmare a confiscării aproape în integralitatea proprietăților. Transilvania venea cu sistemul șagunian în care rolul mirenilor era important, cu congresele naționale bisericești care au fost incluse în nou statut și noua lege de organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Basarabia avea specificul ei, Bucovina venea cu proprietățile importante ale fondului bisericesc din Bucovina și a existat un capitol special în legea din 1925 privitoare la acest fond religionar ortodox din Bucovina. Modul în care s-a făcut uniformizarea a ținut cont cam de specificul fiecarei zone și de ce poate fi luat valoros din fiecare parte. Și atunci, problema salarizării personalului clerical era una de mare importanță. Totodată, participarea mirenilor la viața bisericii a fost accentuată. A trebuit să rămână sprijinul statului pentru salarizare, pentru că nu numai în vechiul regat, dar și Transilvania după 1000 de ani de ocupație și Basarabia veneau cu niște unități de cult sărăcite, lipsite de proprietăți, incapabile să se întrețină. Deci a trebuit să rămână sprijinul statului la salarizare. Au fost introduse congresele mirenești, de la nivel parohial până la nivelul Congresului Național Bisericesc, actualmente Adunarea Națională Bisericească, după modelul șagunian, sâmburii autonomiei bisericești, deși nu a fost explicit enunțată autonomia față de stat, totuși se regăsește în foarte multe elemente din legea și din statutul Bisericii Ortodoxe Române. Sunt puncte câștigate care sunt valabile până astăzi. Putem spune că toată legislația bisericească ulterioară au fost niște adaptări în funcție de contextul istoric ale acestei legislații inițiale de uniformizare, de unificare. A fost un proces deosebit de complex și de valoros pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Legea și statutul evidențiau și ridicarea la rangul de patriarhat a Bisericii Ortodoxe Române. Legea de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925 consolidează și toate celelalte elemente câștigate după unirea de la 1918. În primul rând și cel mai important ca prestigiu este ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhat, care avusese loc tot prin lege cu câteva luni anterior, tot în 1925. Un număr de eparhii noi care au fost înființate sunt menționate acum unitar în această lege de organizare și în statut. Alte eparhii se vor mai adăuga în perioada interbelică și după aceea și, bineînțeles, după 1990, după libertatea redobândită de biserică după regimul comunist. Legea și statutul Bisericii Ortodoxe Române au rămas în vigoare în această formă până în anul 1948. În noile condiții politice, odată cu instaurarea regimului comunist, toate cultele au fost îndatorate să își întocmească un nou statut de organizare, potrivit legii pentru regimul general al cultelor religioase.